Salut! Eu sunt Ana. Și eu sunt Julia, adică mai mult decât sigur mă știți. Zisă mini. Da, stai să mă știi. Sau dacă... Să te și aprinzi? Să mă și aprinzi. S-a și aprins, mini. Și avem un nou vlog pentru voi. Astăzi vom face... Slime! Slime! Ceea super! Ce nu am făcut niciodată, dar mi-am dorit să fac. Julia a pregătit aici ce avem nevoie, eu nici măcar nu știu despre ce e vorba. O să zic ce am pregătit aici? Dar stai că ți să le spun. A, dar o să fac asta, îmi place mult. Hai să spun și eu ceva. Bine. Să spun că eu nu știu despre ce este vorba, cum se face, n-am făcut, am fost ieșită puțin și am rugat-o pe Julie să pregătească. Așa că ea a pregătit aici tot ce avem nevoie și recuzită și bolurile, tot ce avem nevoie. Așa că eu sunt doar prezentă. Eu sunt invitată în vlogul de astăzi. Da. Poftiți! Deci, în primul rând, el este Vladimir. Să-l salutați. Și în al doilea rând, de ce avem nevoie, din câte am văzut eu un videoclip la care m-am uitat, este de ceva bol sau orice, de pace niște lingurițe. Adică m-am gândit că astea sunt cele mai bune, de vestea nu avem nevoie de linguri, chiar că ele folosesc o spatulă. Nu contează. Lipici, mai avem până aici, dar sigur ne ajunge mai mult decât sigur. Nu găsim nici colorant alimentar, nici acoarelă. Folosi ruje, exact aceeași chestie, deci nu contează ce pui. Ideea e să aibă ceva culoare. Dacă vrei, e opțională chestia asta, glicerină, cremă, am văzut că ea mai folosește și ulei de bebeluș, dacă, doar pentru luci, adică nu e prima oară că folosește. Deci nu o să lucim. Da. Așa. Cremă. Habar n-am la ce folosești. Ah, pentru să fie mai moale, da. Și asta vreau să zic acum. Și spumă de lat pentru că facem un slime fluffy. Din acela moale și... E bun că tati nu știe să le mai are. Sper să-i mai rămână și lui ceva să se bărbirească. Și să-mi dau enelul jos ca să nu-mi pun slime. Ah, și mai avem casterolele astea. Am zis că în cască ne este mai mult, punem în asta. În cască ne este mai puțin, punem în asta. Și cazul care nu ne iese deloc? Aruncăm la gunoi. Îl aruncăm la gunoi. Există și opțiunea asta. Bun. Super. Deci hai să pornim videoclipul. Hai să pornim. La treabă. A, deci nu știu ce să faci. Nu, am văzut doar ingredientele. Oh. Adică am văzut cum amestecă ele, dar n-am văzut până la sfârșit de tot. Hai. Două secunde. Uite, aici chiar în videoclipul ăsta învață pe mama ei să facă slime. E Nea Corumbeanu. Da. Așa. Așa, mai încolo. Aici spune ce are. Mamă, are o grămadă de ingrediente. Da, stai să vezi ce lipici are. Oh my god. Mhm. Deci. Ok, deci asta va fi reinterpretarea noastră. Da, pentru că... De slime. Poate aveți și voi doar ingredientele pe care le avem noi. Nu toate celele care trebuie să... Lipici, trebuie să punem lipici. Noi nu facem la fel de mult cum facem, că ea face mult. Și poate auzite dacă vorbește. Da, poate auziți. Noi filmăm! Deci să nu intre aici! Păi nu te-am mai auzit, că ai ieșit. Ah, și perfect. Deci punem puțin, nu punem mult, o să ne ajungă la amândouă. Cred că atât de testul. Păi că l-ai pus pe tot. Eu l-am pus pe tot. Da, pasă pe el. Ce stai așa să curg? Hai, până mai scurg eu aici, vezi ce mai trebuie. Ca să am și un pic de lipici. Crezi că ai cam puțin sau? Păi nu e, cât am atât am. Nu-i bai. S-a auzit un telefon. Bla, bla, bla. Hai să scurgem. Ok, ea pune acum uleiul de bebeluș. Adică crema de corp, da? Nu, uleiul de bebeluș. Păi și noi nu avem ulei de bebeluș. Păi da, e opțional. Ah, ok, opțional. Am zis de la început. Păi da, ai zis că am crezut că folosești crema în loc de ulei de bebeluș. Ah, nu, ok, bine, hai, mai departe. Bun, okay, păi, lasă-mă că mă scurg aici. Păi trebuie să amesteci puțin înainte. Cu ce? Cu lingurița. Păi, dar n-am pus nimic altceva. Păi nu contează, ci că trebuie amestecat. Păi trebuie amestecat că a pus uleiul, de-aia. Ok, bine, dacă zici tu. Te pui colorant acum, că ele s-au chinuit aici. Scuze!
Noi n-avem nimic din ce trebuie acolo. Înțelegi că curge ruj? Nu. Dar dai cu pensul, Daniel, ce poți să faci? Ce să dau cu pensul, că nu iese nimic. Scuzați sunetul. Dar nu iese din ruj. Dacă o bag, acum se face de aracet ăsta. A stricat și rujul degeaba. Îl bag rujul? Așa zic. Nu vezi că nu... Da, uite că am făcut un roze. Hai că mai amestec după aceea ca să spun și ție niște ruj. Ok, mai amestec că puțin mai duc să adun niște șerețele ca să putem să ștergem rujul la final. Păi, de o folosit nu cred că îl mai folosesc oricum rujul. Zic da. Și eu. Și așa nu era mat, doar ca să-l pun și să rămână mat. Uite, ți-am pus și ție. Da, mersi. Ia, tu amestecă-ți tu ca să-mi iau și eu de pe margine de aici, să iau colorant. Cred că am de 3 ori mai mult lipici decât ai tu acolo. Păi eu ți-am spus că tu ți-ai pus tot lipici. Vrei să spun și ție? Nu, 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 gata, lasă așa. Dar mai întrebi și mie. Ei s-au urcat pe imprimantă. Ia uite, a ieșit roz. Super! Și după aceea cuităm să mănânce din farfuriile astea. Tata. Tati, ok. Belea, ca să nu ne dezicem. Ok, hai vezi mai departe, ce mai trebuie? Ok, ca să mai păi ele amestecă aici. Adică păi... nu amestecă, se chinuie să desfacă colorantul alimentar. Cum am uitat puțin în interiorul de clip. Ok, acum hai să ștergem. Da, și care să mă dea mami cu ruj. Așa, și mai departe? O să-ți iau. Scrie în carte. Amestecăm totul. Păi ce totul? N-am pus decât asta și nu contează, amesteci. Păi nu am amestecat. Stai să culoarea mine, nu m-am amestecat. Păi am amestecat, hai dă mai departe pentru mine. Cât amesteci, vedem ce mai trebuie. Ok. Am amestecat. A ieșit un rost foarte drăguț și la mine și la tine. S-ar putea să apară și o pistică neagră prin cadru, nu vă speriați, este de acasă. Vedeți? Bun. Și acum ce te să mai punem? Hai să vedem. Dacă le amestecă foarte... Păi eu am amestecat, da, da. Trebuie să mai punem un ingredient ca să poți să mai amestecă. Asta nu se mai amestecă, doar... Da, trebuie să ieși de culoare. A ieșit roz. Și la mine tot roz, evident. Așa vorbesc fetele pe... Așa, bun. Mai departe? Acum punem esență. A, ei au de-asta, ca să miroasă bine, au esență. Vrei să faci și tu slime? Bun, avem de mai departe. De pepene roșu. Da? Vrei și tu? Adică aveam de vanilie, dar n-are rost să pun. N-are efectiv nicio. Vrei și tu să amesteci? Nu, ea vrea doar să se curețe. Ia, faci tu aici slime? Așa, ce mai trebuie acum? Spumă de ras. O, în sfârșit punem și noi ceva. Trebuie puțin amestecată. Da. Agitată. Ha. Și cât trebuie? Nu mult, ha? Nu, uite. Ia să vedem. Stai că la ea prima oară o să curgă așa. Să vezi cum curge la mama ei. Așa. Ok. Și uite cât pune mama ei. După ce. Că la ea s-a umflat. Ok. Hai, pune și tu. Deci. Că și la tine s-a umflat. Pune puțin. Mai pune un pic. Așa. Pune și mie. Pune-ți tu. Gata? Am pus frișcă, gata. Ai pus un pic. Ui, ce fain e frișcă. Mamă, și deci putem să ne epilăm după aceea, nu? Dacă nu ne este slime, ne epilăm. Nu-i bai. Da, Iris, hai, spagă și tu aici. Cred că o să strâng de fluffy. Da, dar culoarea noastră o să fie frumoasă, că o să fie roz. O să fie roz. Ca să o să fie o parodie, facem slime. Nu, efectiv facem slime. Acum văd că pun niște cremă. Dar noi nu punem așa mult, dar facem risipă. Mai rămas spumă. Amigurică, vrei și tu? Da? Ne epilăm după aceea. Hai, te-ai amestecat bine, da? Nu, nu, nu mi-am pus. Deci să se vadă cât pun. Aoleu, cred că am pus cam foarte, 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 foarte mult. Pun atâta pun. Pare mult? Da, pare cam foarte mult. Ok. Nu știu de ce mi se pare mie. Da, Iris. Aoleu! Păi dar nu...
Am spuma, pe el nu-ți duce spuma asta. Da, uite, ai șerățel aici. Nu o spun de aici. Fata, ia-ți coadă de aici, că faci slime. Da, bagi așa și ștergi de aici. Da, ok, hai, mai departe. Scrie în carte. Deci așa. A pus și ea crema acolo. Zic că e chestie cremă depilatoare. Nu. Are aracet, are spumă. Ce să nu meargă? Și acolo ce mai pune? Ăla e bora. Pentru că ăla n-ai... Nici pe ăla nu-l avem. Leu, deci... Pe ce vrei să mai scurci? Că am scurs acolo tot. Să văd dacă mai era ceva, ok. Nu mai. Bine, deci... Deci e neapărat asta. Adică ele au borax și pun cu niște apă, înțelegi? Borax. Dar trebuie pus puțin câte puțin. O să aduc o linguriță micuță, micuță. Ai grijă când îl desfaci să nu curgă peste tot. Ia să vedem dacă știu să le fac pără să curgă peste tot. A, eu uite, am reușit. Minune. Aoleu. Minune. Vale, ce amuzant. Cea mai amuzant să sunt. Deloc. Și trebuie să pui extrem de puțin. Foarte puțin. Stop! Da, chiar e stop. Păi și eu putea să pun o picătură direct aici? Ai, nu mă gândi la asta. Uite așa, punem aici o picătură. Mamă, și-am luat o sticlă. O sticluță de glicerină. Și nu, trebuie să pui treptat. Am zis eu, am luat o sticluță de glicerină și credeam că nu ne ajunge. Păi da, pentru că trebuie să pui treptat. Fata mea se întărește. Ia uite. Păi așa și trebuie. A, uite că am întărit. Ia uite cum s-a făcut. Păi așa și trebuie, să face slime. Dacă auziți ceva gălăgie, se fac și lucrări de construcții în spate. Yay! Se face! Da, ia uite-l! Ia! Ți-i scârbos! Păi, dar nu am terminat, încă mai ai de pus. Mai punem? Puțin, 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 puțin. Tot puțin, puțin punem. Și mai puțin decât trebuie. Asta e farfuria, Nana, când o să vii la noi, o să-ți dăm să mănânci în această farfurie de slime. Da? Nespălată. Evident. Gălăgia! Nu mai faceți gălăgie în fundal! Construcțiile! Deci am impresia că nu o să ne iasă. Da, nimic, ne epilăm. Dacă pui ăsta pe picior și apoi îl tragi... Eu zic că ți-a cutat cu piele. Să ia ceva păr. Cutat cu piele. Ia uite, a venit și Michi. Trebuie să apară și el în cadru. Da, mă? Și tu vrei? Da? Vrei și deci tu? Hai, vino sus. Op. Oh, am pus foarte mult. Da, ce facem aici? Vrei și tu slime? Vrei și tu să epilezi? Mai puneți, mama. Păi uite, că la mine să ia. Ia. Ai, nu pot să cred. De ce a ieșit la tine mai bine? La mine a ieșit. Ah, cred că și da, la mine. Slime, la mine a fost mai mult lipit și mai puțin spumă. Ia, uite. Pe mine e gata. Da, ia-ți ăsta și puneți-l pe... Fai, ce tare să... Și acum încep să-l lua așa. O să te mărdărești pe mâini. Să pun mâini, ia. E, acum iese și la mine, în sfârșit. Ha, ha. E, hai că iese, uite! Un slime roz. Două slime roz. Două slime roz. Slime-ul. Și acolo la tine scrie și cu ce se curăță? Hmm? Nu. Slime-ul după aceea? Nu. De pe farfurii sau e de unică folosință? Trebuie să le aruncăm. Trebuie să le aruncăm. Cum a spus că-i dau un Nana să mănânce din ea. Opa! Vreau să curăț tot, să nu mai lăsăm nimic cred în farfurii. Cred că doar numai mama o să iasă. Păi de ce? N-ai zis că ți-e să și ție? Mi s-a părut, cred. E, nu ți s-a părut, ți-e să și ție, imediat nu mai. Mami, dacă mai face mâncare, știi, mai face și din ochi așa și mai iese. Tu mai trebuie să înveți să faci mâncare. Ia uite, mamă, mi-a ieșit? Ia, ca se lipește, mamă. Evident, trebuie să te joci. Păi uite, se lipește, nu e prea lipicios? Ce? Nu e prea lipicios? Mai pune puțină spumă atunci. Spumă mai trebuie? Da. Dar nu multă, multă, puțină, puțină. Așa. Și dacă mai trebuie, mai pun după aceea. Gata, și la mine e ok. Și mai pui, și mai pui, și mai iei, și mai pui. Uite că începe să iasă. Și la mine oare să-l pun? Mai pun puțină spumă. Foarte puțină. Așa am pus aici. Mamă, ce mă enervează că se lipește. Iac! Nu-mi place slime-ul ăsta. Slime.
Julie, puteți face ceva mai frumos azi? Uite, gata, ne... Vreau un joc să facem. Julie a vrut slime, neapărat. Aoleu, trebuie să faci ceva și mai deosebit. Păi făceam un joc. Mie mi se pare că se lupește. Ia. E bune! Spumă. Punem spumă, da. Dar nu mult. N-am putut. Gata, la mine a ieșit, e clar. N-am putut. Treci înapoi, treci înapoi, bucățică, treci înapoi, aici. Probabil asta o să fie un fail. Oricum n-ați mai văzut făcătură de slime cu pisici și cu câini, deci e clar. Măcar la astea suntem primele. Făcut slime ați mai văzut, dar cu pisici și cu câini în fundal și cu construcții, sigur nu. Sigur, sigur nu. Cred că am pus cam mult. Nu cred, mai amestecă, acum amestecă cu mâna. Ce place mie. Ai, de capul meu! Ia aici. Și un pic să mai curăț ăsta de pe fund. Ia uite, Julie, ce mi-a ieșit aici. Uite pe că se curăță. Ia aici. Vreau să fii scârboșenii asta? Da. Dar ce-l bați așa? Păi ca l-a luat. Rământăm a luat-o. Mai pun? Mai pune, da. Dacă simți că e nevoie, mai... Păi eu știu că trebuie să fie suficient. Da, mai pune, mai pune. Păi bine măcar că își păstrează culoarea roz. Asta tot e bine. Tati, mâine să-ți iei spumă de ras. Că nu mai ai. Nu mai ai deloc. Văd că acum e mai ok. Da, e mult mai ok. Gata, mi-a ieșit. Nu te băga peste al meu. Ia și tu jumătate aici. Chidem glicerina. Nu am gândit că poate mai trebuie glicerina. Păi de ce? Glicerina ce scop are? Ca să îl face mai tare. Mai poți să pui o picăturică de... O picăturică. O picăturică de glicerină să mai punem. Glicerină. O picătură mică de tot. Deci mică, mică, mică. Și eu ar mai trebui să mai pun o picătură. Deci să mă duc să mă spăl pe mâine. Păi de ce? O picătură, să amesteci tu. Deci... Trebuie să pui extrem de puțin, te rog. Da, măi! Atât! Nici n-a curs nimic, ci că atât. Atât, păi da. Păi da, nu cursese nimic. Cat. Acum sigur o să iasă. Da. Oh, ia uite! Ia uite! Ia uite, așa meu. A, păi așa, da. Mamă, și câta slime avem, două lingurițe. Probabil că o să dureze foarte mult video-ul ăsta. Da. Probabil că o să dureze mult, dar voi puteți să puneți cantități mai mari. Noi n-am avut suficient și Julia a zis că nu vrea să filmeze altceva azi, vrea să filmeze slime, așa că... Chit că am făcut două linguri de slime, am filmat slime. De ce trebuie să vezi întotdeauna partea negativă? Dar nu-i nicio parte negativă, am filmat slime. Ia uite, ia aici. Super! Super scârbos! Super! Păi dacă tot mai punem și glicerină și spumă și glicerină și spumă și glicerină și spumă, nu o să mai avem glicerină și spumă la un moment dat să mai punem. Probabil că o să iasă fail. Văd că la tine e diferit total față de-a mea. Da? Ia. Ah, ok, cred că nu iese. Poți să arunc cu el în tine, ia. Ce faci? Uite, facem din ăsta. Uite, ce-am făcut aici, Julia? Iac. Uite că să ia. Vezi, uite. O parte, cel puțin. Uite, gata, se ia. Trebuie să te joci mai mult cu el ca să se ia ca lumea. Ia, uite, vezi? Mi-a adunat tot slime-ul de până acum. Păi mie nu! A, uite, ba da! Mi-a luat și mie cu totul. Mi-a cu totul! Deci te-am spus că e bun de epilat? Nu m-ai crezut. Păi dacă punem așa și după aceea luăm cu totul, se ia cu tot cu păr. Cred că mai poți să mai pui spumă tu. Da, mai pune spumă. Hai să ne mai spumăm un pic. Gata. Gata. Un pic. Doamne ferește și Maica Domnului, cine își consumă timpul cu așa ceva? Cineva care se percepe. Nu prea are treabă. Ia aici. Ce scârboșinie. Îmi place că măcar îl adun. Da, eu mai pus să-l pun și pe fund aici, să mai mânjesc și fundul. Uite. Da. Vezi? Uite, familie.
Super! Michi, vrei niște slime? Eu vreau să adun pe tot ca să curăț fundul! Eeeu! Cum mai pot să mă iau? Eeeu, ce urât! Michi! Ce, mama? Nu vine nimeni, stai liniștit, suntem doar noi aici. Nu, nu lătra, ca să nu speriem oamenii. Mai ia, nu mai se ia. Păi cum, că știi că se curăță tot ce am să mai ia? Se curăță. Uite al meu cum e. A tu ai ieșit! Nu pot să cred! Ai ieșit atâta și nu ești a mea. Vă, vi se pare că ai ieșit? Mai bine decât a meu, da. Eu nu știu ce să zic. Ia aici. Berați mâna de acolo. Ia. Ia, ce faci? Mai. Ți-am dat din slabă. Stai tu! Păi dacă faci așa... Stai să strâng! Ia uite ce țărâncă e. Ia aici. Ia. Da, uite că s-a strâns. Da, uite că a meu se dezlipește. Ia, ia-ți-l pe două aici înapoi. Asta-i la tine. Dar al tău e altă consistență față de al meu. Total diferit. Deci ceva am pus în neregulă. Cine tu? Nu, știu. Una din noi. Uite, s-a luat o bucățică cu totul. De pe fund. Ah, uite că și la mine a început să ia. Gata. Okay. Update, a ieșit cea mea până la urmă. După 5 minute. Eu zic că este okay. Funny. De făcut ceva cu copilul, chit că e o scârboșenie. Dar nu e așa scârbun. În afară de a se uita pe calculator, bine, nu e cazul Julie, că ea nu prea stă pe calculator și pe telefon. Pe telefon mai stă, da. O alternativă, uite așa, să facem... Dar uite că tot nu se lipește așa tare, mie mi-e frică să-l ia pe mea, că o să se lipească. Asta e. Ia uite, gata, se curăță. Ah, very interesting. Ia uite. Poc. Da. Deci cam acesta este slime-ul nostru. E, mă, că și a mea ești. Am dat o bucată mică că mi-era frică să mai mult. Uite, așa pot să iau o bucată mică și să-mi curăț tot. Cred că ar mai trebui totuși la el amestecat, dar e ok. Așa de divertisment, chiar dacă nu e, să... e super ok. Sperăm că v-a plăcut. Că v-ați distrat cu noi și așa mâine Halloween, deci... Nu e bai, punem pe față dacă nu. Vladimir. Uitați pe Vladimir. Pe Vladimir, da, aici. Sperăm că v-a plăcut. Și că veți face și voi. Măcar așa, de fun. Ați văzut așa, cu un minim de ingrediente pe care le găsiți în casă. Mai puțin glicerina. Dar e 3 lei o sticluță de glicerină, deci nu e o avere. Ba chiar. Așa că noi rămânem să ne mai jucăm puțin cu el. Eu să mă mai chinui să mă fac. Să facem curat. Așa că vă spunem mulțumim. De vizionare. De vizionare. Sper eu nu știu dacă ba da. Sper că v-a plăcut să ne dați un like. Să vă abonați. Că mai urmează și alte provocări, video, vloguri, cum vreți să le spuneți cu Julia. Mai avem câteva de făcut. Iar chiar în weekend le dăm așa un preview ce facem duminică. Dar ai uitat că ce trebuie să... Că trebuie să fac clătite săptămâna asta. Challenge-ul. Da, Julia, trebuie să ne facă clătite. Pentru că a pierdut la Whisper Challenge. Gata, noi avem de treabă, de pigulit. Așa că vă zicem pupici. Eu mai pun spumă de azi. Și noapte bună. Da, noapte bună, da. Noapte bună, da, în cazul nostru. Dacă voi vă uitați ziua, să aveți o zi frumoasă. Mulțumim pentru vizionare încă o dată. Vă pupăm. Și până de la viitoare să aveți zile frumoase. Vă pup, dar nu pun degetele aproape de gură, că după aia mă lipesc și mă întind. Pa! Pa, pa!